Într-adevăr, am avut o parte de pregătire bună, un parametru în care ne-am dorit. Sigur, sunt 5 victorii care cred că vin să întărească moralul echipei. E un lucru de care trebuie să ținem cont și de care trebuie să avem grijă și în pregătire și în evoluția noastră în meciurile de verificare. Dar aceste 5 victorii, așa cum spuneam, nu vin decât să ne ridice moralul, să ne arătăm în același timp în compania diferiților adversari, pentru că vorbim de Senegal, Italia și ceea ce vom întâlni în Belarus, respectiv echipa gazdă Belarus, Rusia și Ucraina. Trebuie să vedem concret, pragmatic, care sunt punctele noastre dificile, pentru că toată lumea studiază basketul, toți antrenorii știu să speculeze punctele slabe ale unei echipe, însă și avem destule, însă una peste alta, dacă ar fi să dau, să creez un etalon, cred că într-adevăr ieri, așa cum spunea și Flori, de la cel transfer, ieri am arătat că nu ne este frică de nimeni, că avem acea încredere în forțele proprii și că suntem în stare să atacăm un meci 40 de minute cu apărare extrem de agresivă. Nu neapărat pentru că face parte din strategia mea ca antrenor, pentru că stai la mine definitorie, dar trebuie să vedem modelul de joc european, care la ora actuală se bazează numai pe viteză, agresivitate, joc foarte mult de contact și specularea exact momentelor de cădere fizică sau specularea momentelor în care o echipă schimbă linie sau una, două jucătoare. Deci, aceste victorii vin să ne bucure, să ne primeze o perioadă de o lună și două zile de muncă, dar în același timp trebuie să rămânem atenți și să ne pregătim zi de zi, să ne punem la punct absolut tot ceea ce e nevoie, în așa fel încât la ora meciurilor să fim pregătiți pentru a arăta foarte bine.